ziua. Eu sunt Patrick și sunt un bărbat trans. Asta spun deja cu tot mai multă încredere și mândrie de vreo 10 ani. Pe 14 decembrie anul acesta se împlinesc 10 ani de când am ales să nu mor. Aveam 28 de ani și jumătate și prima injecție cu testosteron mi-a salvat viața. În toți acești ani, viața mea s-a dus pe căi nebănuite. Mi-am ascuns identitatea trans de bunica mea. Am iubit și am fost abuzat. Am trăit în precaritate. Am putut să ascult și să ajut oameni trans. Sunt iubit sănătos, locuiesc într-un loc minunat și am parte de foarte multă bucurie în viața mea. Nu-mi lipsește nimic. Poate doar mai mult timp ca să pot să mă bucur mai mult. Astăzi sunt aici nu să vă vorbesc neapărat despre experiența mea trans. Asta am povestit-o deja în toți anii aceștia în diverse forme. Azi sunt aici să vă povestesc mai degrabă de o nouă destinație a vieții mele, la care simt că am ajuns de curând, sănătatea mentală. Când povestesc despre mine, spun că am avut o copilărie absolut minunată. Și așa a fost. Într-o casă și curte mare, la țară, cu bunici buni, cu multă grijă și dragoste. Poate cu prea multă grijă, aș spune azi, care era mai mult un fel de control. O formă de control din partea bunicii mele. Nu mai pun totul într-o singură lumină. Trec această singură lumină printr-o prismă triunghiulară dreaptă ca să pot să o descompun în toate culorile curcubeului. Astfel am învățat și să iert. Eu am fost socializat ca fată și am primit educația unei fete. Rigurozitatea bunicii mele s-a tradus în a fi la locul meu, a fi cu minte, să mă joc doar cu fete, să nu stau pe afară când se înserează, să nu plec oricum departe de casă, să depun tot mai mult efort în învățătură și școală, să fiu premiant, să iau coronițe și diplome. Abia de un an am aflat că am ADHD, că, simplist spus, există o deficiență de dopamină în creierul meu care îl face să caute permanent ceva care să-i atragă atenția, să-l potolească. El alege de fapt ce mi-atrage atenția și mă duce cu totul spre acel ceva, nemai luând în seamă că poate am responsabilități și obligații. Nu-i păsa nici când aveam teme de făcut. El voia să facem curat în cameră cu atâta minuțiozitate încât să treacă ziua, să mă culc și să nu mă mai stresez că am teme de făcut. Ceea ce oricum se întâmpla. Dar compulsia se formase deja, iar notele mele scădeau treptat. Când vă gândiți la ADHD, aveți imagini cu copii băieți super agitați? Eu nu eram perceput nici ca băiat, nici nu eram agitat. Învățasem de la bunica mea cum să fiu, dar învățam vrând nevrând despre oameni. Îndosariam cu grijă gesturi, reacții, mimici, fapte, exprimarea emoțiilor, ca să pot să înțeleg cum funcționează. Pentru că așa reduceam nivelul de respingere pe care puteam să-l primesc. Iar respingerea pentru mine era doar o altă formă de disforie, când disforia cea mai mare, aia legată de genul meu, pândea cu ferocitate în întuneric. Am început să plec capul. Am făcut din asta misiunea mea principală. Aveam o teamă exacerbată de conflict. Vroiam să fie permanent liniște și armonie în jurul meu. Am început să nu mai spun nu. Am început să fac lucruri împotriva mea, să las de la mine, să nu mai pot să spun ce simt. De multe ori mă gândesc că masculinitatea mea este nucleul meu, singurul punct stabil din existența mea,
reperul meu. Dar când vine vorba de neurodiversitate, nu mă simt la fel de împuternicit în identitatea mea neurodiversă. Nu mă simt suficient de neurodivers, așa cum unele persoane trans nu se simt suficient de trans pentru că și-au dat seama că sunt trans mai târziu. Inevitabil, depresia și anxietatea mea au venit de vreme. Cel mai probabil odată cu începerea școlii. Și nu știu care a fost ordinea în care au venit, dar nici nu vreau să pierd timp să mă gândesc care, cum și în ce ordine. Vreau să folosesc timpul ăsta ca să aflu ce am de făcut ca să fiu bine. Cred că poveștile personale au cea mai mare putere pentru bunăstarea individuală și colectivă. Am testat teoria asta în ultimii 10 ani și nu a dat greș niciodată. În acești ani am văzut oameni alinați de puterea pe care au căpătat-o aflând în povestea. În continuare există foarte multă suferință în comunitatea trans. Dar parcă de ceva timp nu a mai venit nimeni să-mi spună: credeam că sunt singur pe lume. Bănuiesc că și asta înseamnă ceva. ADHD-ul meu acum nu doar că mi-e prieten, înțeleg și mă bucur că mi-a fost ghid. M-a forțat să caut ce îmi place, ce mă alimentează, ce mă hrănește și a pus toate resursele mele înspre a obține ce vreau. A fost ca un protector, nu m-a lăsat să pierd timp în lucruri inutile pentru mine. Dar a fost și cel care m-a doborât în 3 burnout-uri, adică de fiecare dată când începeam un drum profesional nou. Însă nimic nu m-a doborât ca burnout-ul în care ajunsesem în 2020. După vreo 6 ani grei de muncă multă și neplătită, de suferință absorbită empatizând cu oamenii din comunitate, de trădări, după mai mulți ani de muncă grea în familia mea ca să pot să fiu eu. A trebuit să vină o pandemie ca să mă forțeze să mă opresc. Când am simțit că s-a oprit lumea, am putut să mă opresc și eu. Ajunsesem în punctul în care nu mai înțelegeam ce am de făcut. Știu că la un moment dat eram la birou într-o ședință despre un subiect care mă interesa foarte mult. Iar după 2 ore, pur și simplu m-am târât pe cea mai apropiată canapea și am adormit. Lângă mine a mai adormit un alt bărbat trans și el epuizat de suferință emoțională. Nu știu cât am dormit acolo. Era o canapea de 2 locuri, iar noi dormeam fiecare cu picioarele întinse pe câte un scaun. Când m-am trezit, simțeam foarte tare în mine nevoia să ajung la adăpost, acasă, dar nu mai aveam putere nici în corp, nici în minte. Nu mai știam cum să ajung acasă. Și mi-era rușine să cer ajutorul, că cine nu mai știe cum să ajung acasă? Am învățat de mic că pot tot, că pot tot singur. Mi-era rușine să cer ajutor. Corpul mă durea încă din 2017. Burnout-ul te poate durea ca o gripă. Bucuria începerii terapiei cu testosteron a fost umbrită, treptat și consecvent, de lipsa sănătății mentale. Fără suport corespunzător, anxietatea mea s-a transformat în atacuri de panică și anxietate zilnice, iar depresia a revenit, nemai lăsându-mi și mie loc în garsoniera mea. În primele luni de pandemie, am dormit, am citit, am iubit și am fost iubit. De acolo, dintr-un loc și cu un om cu care mă simțeam în siguranță, ochii au început să mi se însenineze. Nu mai urla nimeni în mintea mea cu o voce absolut înfuriată: lăsați-mă în pace, lăsați-mă dracului în pace. Se potolise vocea aia. Dar în aceeași măsură îmi dădeam seama că drumul meu spre sănătate mentală abia începea. În toamna anului trecut am fost la psihiatru
cu rugămintea să mă evalueze pentru ADHD. Partenera mea și ea cu ADHD vedea în mine ceea ce eu nu eram în stare și mă ruga să merg de ceva vreme. În sfârșit am fost. Medicul îmi spune: hai întâi să liniștim depresia și anxietatea. În următoarele 2 luni, medicația face ca gălăgia din capul meu să se potolească, să mă odihnesc mai bine, să nu mai am un ghimpe în piept permanent, să fiu poate mai optimist și un pic mai vesel. În același timp, mi-am dat seama cât sunt de împrăștiat, cum îmi uit portofelul la birou și telefonul la casă, cum nu-s atent pe unde merg, cum încep ceva ca după aia să mă duc în altceva și în altceva și să uit care era ceva-ul inițial. După aia mi-am dat seama că mă panichează să vorbesc la telefon, că memoria mea ține mai mult de emoții, nu de fapte sau întâmplări, că unele sunete mă înfurie dincolo de limita rezonabilului. În paralel încep și terapia individuală, apoi cea de cuplu. Spun despre mine că accesez servicii medicale complete pentru sănătate mentală. Spun asta cu realizarea că am privilegii și avantaje, cu furia pe un sistem care nu permite ca oamenii să aibă servicii gratuite și accesibile pentru sănătate mentală. Încerc să vorbesc despre asta ca să contribui la setea de povești pe subiect. Încerc să o fac cu dezinvoltură și trivialitate, ca și cum aș duce la dentist. După 2 luni, încep și medicația pentru ADHD. Acum sunt mai liniștit. Nu mai sunt impulsiv. Sunt mai vesel, disponibil, răbdător și iubitor. Am, paradoxal, mult mai multă energie. Am reînceput să muncesc, dar știu să-mi pun limite, știu când să mă opresc, am o viziune mai clară despre ce am de făcut și ce nu am de făcut. Știu să mă apăr mai ușor. Am încredere în mine și nu mă mai tem de conflict. Sunt mai bun și blând cu mine. Vorbesc și acasă lor mei despre asta, despre relațiile mele sănătoase, despre viața mea, despre experiențele mele și observ și la tata aceleași simptome ca ale mele. Acum luăm mai în serios în familie sănătatea creierului. Tot ce îmi doresc mai mult, tot ce mi-am dorit dintotdeauna, e să fiu un păcat, să fiu liniștit, să am un sentiment de acasă în locuri, în oameni și în evenimente. Să știu că orice ar veni spre mine rău, doborător, dureros, o să pot să trec peste, o să ies cu bine de partea cealaltă. Am început să mă tem de bătrânețe pentru că acum, pentru prima oară în viață, cred că o voi atinge. Mă gândesc des la oamenii din comunitatea mea. Mă gândesc la adolescenții trans, care sunt chinuiți cu antidepresive, anxiolitice și în internări. Când ei, tot ce au nevoie este să poată să fie ei, susținuți de părinți, iar în foarte multe cazuri să se știe că hormonii sunt antidepresivele de care au nevoie. Mă gândesc și la cei care nici măcar la antidepresive nu au acces. Mă gândesc la cei din generația mea, cei care s-au simțit singuri pe lume, care vor să treacă neobservați, să facă parte dintr-o lume pe care au învățat-o, care cred că dacă mergi la psiholog ești nebun și nu vor să fie și trans și nebuni. Mă gândesc la cei din generația alor mei. Mă gândesc cum au fost chilodiți emoțional de o dictatură și un capitalism mărșav. Mă gândesc la cei ce vor veni, ce narațiuni le lăsăm, ce modele le lăsăm,
cum avem grijă de ei. Mă gândesc și la cei care au murit, pe care i-am dus la groapă. Și mă gândesc la cei care își doresc să moară fix acum, pentru că fiecare secundă este absolut insuportabilă. Mă gândesc că toți merităm să fim împăcați. Și mă gândesc la ce avem de făcut pentru asta. Mulțumesc!